Tot aici în zona ochiului. Dar dacă pun în cap, pe aici am numai fărături. Pe aici, prin partea asta, la stomac, la coaste. Cu ce te-a lovit? M-a lovit cu pumni. Cu pumni, numai cu pumni. Nu știu dacă avea ceva pe mână sau n-avea. Vă dați seama că n-am avut timp să văd. S-a năpust asupra mea deodată. Era și noapte. Tânărul de 23 de ani se întorcea de la discotecă, moment în care a văzut că este urmărit. S-a liniștit însă când a realizat că e mașina poliției. Agentul i-a spus că trebuie să meargă la post să dea o declarație. Ce a urmat este greu de imaginat. A oprit mașina în afara localității, m-a luat acolo și m-a întrebat, a zis că de ce am jignit-o pe femeia sa, acum 2 ani de zile, care eu nu știu, nici nu o cunosc pe femeia sa. Și i-am spus, domnule, greșiți, nu v-a jignit pe absolut nimeni, n-am avut nicio treabă. Nu și nu și nu. Și dă-i, mi-a dat. Degeaba a încercat victima să explice că este o neînțelegere, că nici măcar nu-i cunoaște familia. Agentul a continuat să-l lovească. După aia s-a năpustit asupra mea, mi-a dat vreo 4-5 pune, am zis, domnule, stai cu minte, după aia eu m-am dat pe o parte așa, a început să-mi dea la coaste, la peste tot. M-a bătut timp de o jumătate de oră aproape, la un moment dat i-am spus, zic, dați-mi voie să ies din mașină. A zis că coboară, m-a dat jos din mașină, m-a împins din mașină, vă dați seama, am căzut jos, că m-am amețit. Tânărul a fost găsit de doi localnici care l-au dus acasă. Abia mai mergea, vă dați seama, bătut ca un om care e bătut normal, e ceva normal. Era umflat, la ochi era mult mai umflat ca acum. Și mi-a zis că l-a bătut ăsta, cum zice, ajutorul șefului de post, un polițist. Nu-i frumos să fac legea cu pumnul, în primul rând. Deci le-i teamă la oameni să iasă pe stradă noaptea de unul singur, să meargă așa, că vine un organ de poliție și imediat le ia mașină, poate au avut.